Bună seara, prieteni! Am hotărât să-mi arăt părul din nou, cum este el așa cârlionț. Și am hotărât cu Luminița să ieșim afară, chiar dacă plouă, pentru că nu mai putem rezista în casă. Oricum, suntem mai bine față de ieri. Am luat și tratament, am luat și laptele de măgăriță și ne este puțin mai bine. Eu mai am problemă cu tusea asta. Ia uite ce se ia. Afară plouă. Afară plouă, liniștit, eu stau în casă, că am gomit. Da. Hai să vedem unde este bunica Ileana. Pentru că nu avem o altă variantă decât să mergem să dăm câteva ture cu mașina. Dar hai că ieșim în oraș și nu mai mergem la bunica Ileana, vedem și noi ce se mai întâmplă prin oraș. Bunica Ileana doarme. De la ora asta? E obosită. Da. Am zis că după ce o să închei acest vlog, o să merg înăuntru, să-mi pun toate machiajurile la loc, că nu mai am nimic, nu mai știu nimic, pentru că fetele astea au tot cotrobăit în machiajele mele. Și eu nu mai am absolut nimic. Fetițele astea ți le-au pus comandă pe net. Ce mi-a spus comandă pe net? Atunci de la Pink Panda. Dar nu mai am nimic în casă, nu mai am absolut nimic. Și de asta vreau să mă duc să-mi aranjez toate machiajele, toate alea, pentru că ar trebui să... Noi aveam COVID și am dat 6-7 milioane numai pe machiaje, mai știi? Da, știu. Nu merge. Nu merge decât dacă dai drumul la mașină. Dacă ține telefonul. Nu știu, bunicul Tom țipa că avem COVID, salvarea era la poartă și ne luam culetele de machiaje. Așa, prieteni, altceva nu știu ce să vă mai zic. Să știți că m-am îndrăgostit de părul meu, dar nu se vede atât de bine pentru că m-am spălat pe cap astăzi, l-am dat cu ulei de la L'Oreal și acum ce credeți? Este foarte, foarte ondulat așa. Nu l-ai făcut cu placa? Nu, n-am făcut cu nimic. Eu credeam că e cu placa am făcut. Undulator. Cu placa, dacă eram făcut, era întins. Asta nu mai lipsește, o placă din aia subțire, pentru păr creț. Da. Este la Maria. Acea placă. Nu știu ce să vă mai zic, prieteni. Vă mulțumesc pentru comentariile și pentru tot ce ne-ați lăsat acolo pe vlog. Pentru că ne-a ajutat în mare parte, iar laptele de măgăriță chiar a fost bun, pentru că ne-a mai potolit tusea, dar în acest timp am luat și multe medicamente, și tavanic, și paracetamol, cagocalmin, și tot felul de sirup, nu mai zic, am luat de la Plafar și de la cu de ridiche neagră, și am făcut eu. Am făcut și sirop de ceai de ceapă. Ceai de ceapă, nu sirop de ceai de ceapă. Păi nu m-am exprimat corect. Cu nucă, cu ceapă, cu... Am făcut și laptele acela cu miere și cu ou. Nimic. Nu știu ce naib este, dar azi m-am simțit puțin mai bine, pentru că este a treia zi de tavanic, mă gândesc eu, dar și de la lapte. Și îmi este mai bine. Iar fata este a doua zi de la injecții și este și ea mai inișoară. Trebuia să-i mai faci injecție? Lu Alina? Da. Nu. Îi mai fac, dar a luat și foarte mult antibiotic fata pe gură, Sumetrolim, și a luat 7 zile. Iar acum nu trebuia să-i mai fac injecții. I-am mai făcut 2 zile și cam atât. Era mai bine dacă îi făceam de la început, dar i-am dat și pentru că Alina avea o infecție la stomac. Și de asta i-am dat Sumetrolim. Am crezut că poate îi trece și răceala de la Sumetrolim, dar nu i-a trecut. Chiar i s-a agravat. Și de ceaiul vă spun că s-a scârbit. Deci e scârbă de ceai, e scârbă de toate. Nu mai vrea să mai audă de ceai. Ai cumpărat tu ceaiul de la magazin? Tu? Am cumpărat acum ultima dată ceai de cimbrișor. Ceea ce cred că este cel mai bine, l-am găsit la Plafar, la Laurențiu, la Boris. Și siropul de ridiche și tot felul de sirop are acolo, dar
astăzi așteptai să îmi sune, să-mi spună dacă mi-a adus ceiul plantusin. Am înțeles că este foarte, foarte bun, mi l-a recomandat doamna doctor de familia Alinei. Și o să merg mâine să iau și acel ceai, pentru că am înțeles că vom rămâne cu plusea asta un timp mai lung. Na, altceva ce să mai spun decât că vă mulțumim. Alina, sper să înceapă școala mai repede, pentru că nu se mai poate fără. A lipsit o grămadă. A lipsit, dar nu a rămas în urmă, pentru că a lucrat și acasă, a făcut și acasă destule. Da, ce nu asta de rău, dacă n-am filmat, asta nu înseamnă că fata nu a lucrat. Dar important este să nu rămână cu, în urmă de la, de la școală, cu ce se face și în clasă, dar și... Da mie, și ține tu așa. Și în clasă și acasă, și tema, și ea a făcut doar tema, atât. Pentru că atât am putut lua, puteam să luăm și ce este în clasă, dar nu avea când să le fac. Și am zis să o țin așa, cât de cât, sub chestia asta a învățatului. Dacă ea nu mai învață și dacă nu mai citește și dacă nu mai știe și nu mai este la cât de cât să fie și ea în rând cu copii, nu o să-și mai dea seama de multe chestii și o zi, două, dacă lipsește, tot este ceva, se vede, pentru că nu este și ea pe aceeași linie cu copii. Dar acum vedem și sperăm să, ca săptămâna viitoare să meargă sigur la școală. Chiar dacă mai tușește, o trimit, pentru că... E pe mască și gata. Da, o să mai stai și cu mască 2-3 zile. Vedem, vorbim și cu doamna învățătoare. Dar să sperăm că totul va fi bine. În legătură cu altceva, nu știu eu ce să vă mai spun. Ați văzut toată lumea ce face și pe alte canale, nu ar trebui să stau eu acum să mă gândesc sau să vorbesc despre alte canale. Mi s-a lăsat acolo un comentariu și nu sunt în măsură eu să vorbesc. Să vorbească ei, cei care sunt acolo, că puteți lăsa comentarii și lor, nu doar mie. Nu știu. Pentru bunica Ileana, ce să vă mai spun, că trebuia să plece cu bunicul la Cluj și pe 25 să meargă pe la spital pentru ceva mai complicat, problema lui. Dar acum Nabelea, cu această răceală, a răcit al bătrân și nu mai poate să meargă la control cu bunicul, la spital să-l interneze, să hotărască domnul doctor ce o să-i fac, dacă îl operează sau nu. Vai de capul nostru. Că terminați cu această răceală, da? Vă rog să vă i-am luat și lui, i-am luat niște plicuri de ACC, i-am luat și niște antibiotic, dar puțin mai slab, nu atât de tare ca al meu. Sper să-i treacă, pentru că pentru el este mai periculos și pentru cei mici, așa am înțeles că acest virus atacă mai mult copiii. Scuzați-ne, dar suntem foarte răcite și bolave și cum să mai zic și... Eu vreau să gândesc că sunt bine și o să fiu pozitivă și o să trec peste, pentru că m-am și panicat din cauza fetii, că am văzut-o cum era și nu mai vorbea și o tuse așa urâtă, chiar m-am speriat pentru ea. 3 săptămâni, 2 săptămâni acum jumate, prea de tot. Deci după potapsile, vă rog să vă scuzați. Da, știu și eu cum este, că și eu am plecat cu tata și cu Aian la spital dimineața la 7. De atunci mi s-a întâmplat cu tusea asta așa grav. Am plecat dimineața pe frigul acela și hai să ducem copilul la spital, care temperatură. Ok, m-am trezit, am plecat. Răspund de la telefon. Aolea. Da, dacă am plecat, pentru că m-a sunat asistentul să-i facă injecția fetică, a venit. Pe Alina am lăsat-o în casă, pe Alina nu o scot deloc. Eu cred că fac și eu injecție. Ar trebui să faci și tu, ca să nu se agraveze atât de...
vreau să vă anunț că de mâine gata, facem schimbări și în garderobă. Nu știu dacă pronunț bine. Haide, măi. Uite cum fac și accident. Și în garderobă și o să fiu machiată, aranjată, nu tot timpul, pentru că asta nu o fac pentru că eu sunt cu problema, am ten la nei și nu am cum să mă machiez. Avem. Da, am avem. Dar după ce o să merg mâine la salon, că o să merg la salon să-mi fac un tratament facial, o să mă aranjez și o să ies doar aranjată, pentru că m-am neglijat și sunt vai de capul meu și din cauza problemelor și din cauza necazurilor care se întâmplă în jurul nostru, pentru că toți avem probleme și avem necazuri. Nu există om să nu aibă ceva pe inimă. Așa și eu. Fiecare om are crucea lui. Și nu vreau să mai dau satisfacție la lume, pentru că nu vine nimeni să-mi dea mie un 10 lei, o farfurie cu mâncare sau un pahar cu apă. Nu vine nimeni să mă caute când sunt la rău. Pe fata mea nici atât. N-a căutat-o nimeni, n-o sună nimeni. A venit bunica sa Anca la ea odată și a adus niște ouă. A venit cu Neamișu, i-a lăsat la poartă. În rest, doar eu m-am ocupat de ea și nu e vorba de bani, că Doamne ferește, este copilul meu, Doamne, aș fi, nu știu, nici nu vreau să mă gândesc să vorbesc despre bani, dar mi-am ajutat eu copilul să treacă peste, nu am cerut de la nimeni nimic, așa că n-aș avea de ce să stau închisă în mine, cum ar fi. De ce să stau închisă în casă, de ce să nu mă machiez, de ce să nu mă aranjez, de ce să nu mă îmbrac, de ce să nu ies să mă plimb cu copilul meu, că ia uita ce greu este când vine un necaz. Că și gripa asta este o nenorocire. Doamne ferește, alți copii am văzut la televizor, au murit. Alți copii sunt vai de capul lor prin spitale. Și ar trebui să mă bucur că Dumnezeu ne iubește și nu ne lasă. Pentru că copilul meu chiar este un copil norocos. Poate că am avut problema asta să nu fim ambii părinți pentru a avea eu grijă de Alina mai mult și să fie Alina sub ochii mei mult mai mult. Dacă eram, nu știu, amândoi, poate că o tratam ca un copil, ca oarecare. Dar Alina, eu fiind despărțită de tatăl ei și supărată și să o fac să nu simtă foarte, foarte mult această problemă, m-am ocupat de ea, am încercat să o duc la școală, la Zumba, la una, la alta și peste tot, pentru că așa am considerat eu că este mai bine pentru ea. Și făcând asta mereu, am văzut că fata poate, este luminată și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot. Acum eu vă las pentru că intru în casă să-i facă injecția și revenim mâine cu un alt vlog mai vesel. Vă pup și vă doresc o seară minunată.